Și sunt destul de tânăr, destul de apropiat de vârsta pe care o aveți și voi, așa că o să-mi încep prezentarea cu o întoarcere în timp. Și anume în anul 1924, când a fost făcută această imagine. Și asta este prima expediție britanică care a încercat cucerirea vârfului Everest. La cei 8848 de metri ai săi, a fost pe atunci o provocare extraordinară, incredibilă pentru lumea din acea vreme. Cei doi care au încercat ascensiunea finală au fost George Mallory și Andrew Irvine. Din păcate, ei nu au reușit să urce vârful Everest și mai mult decât atât au pierit în încercarea lor. Însă, 29 de ani mai târziu, în 1953, după al doilea război mondial, o nouă expediție britanică a avut de data aceasta succes. Edmund Hillary, la origine neozeelandez, și Tenzing Norgay, un șerpaș cu multă experiență în zonele albine, pe care îl vedeți și aici, în această imagine făcută de Edmund Hillary, au reușit să atingă pentru prima oară cel mai înalt punct de pe planetă. Imaginați-vă ce a însemnat asta pentru ei și imaginați-vă cum au pășit în necunoscut și cât curaj și câtă îndrăzneală le-a trebuit ca să dovedească acest vârf. Și ca să înțelegeți un pic cum stă treaba cu mediile astea foarte la zonele albine, trebuie să vă imaginați că la peste 8000 de metri în așa numită zona morții, cum îi spun alpiniștii, cantitatea de oxigen din aer este de 3 ori mai mică decât la nivelul mării. Ca să punem lucrurile un pic în perspectivă, să ne întoarcem un pic pe pământ, imaginați-vă cum ar fi să încercați să urcați pe jos până la platou, cu o răceală foarte puternică, cu o somnolență și cu o stare avansată de oboseală. Va fi foarte, foarte greu. Cred că prin asta au trecut și ei de atunci. Și să ne imaginăm un pic cum a fost să facă primii pași pe care i-a făcut un om pe un tărâm nou. Câți dintre noi astăzi putem să spunem că am pășit pe un teren nou? Cred că foarte puțin dintre noi. Și aceea am cu mine o carte pe care vreau să vă recomand, o carte care, din păcate, astăzi nu se mai tipărește și se numește Lata Aventură. Este scrisă de Edmund Hillary, unul din primii doi oameni care au pășit pe vârful Everest pentru prima oară și împărtășește toată istoria expediției lor, toate greutățile prin care au trecut și toate provocările. Iar acum o să revin un pic în trecutul mai apropiat și o să vă spun cum am ajuns aici. Acum un an am hotărât să-mi dau demisia, lucram într-un mediu corporatist, aveam un job, așa cum a spus și doamna Galea, destul de bine plătit. Lucram într-un mediu cu foarte mulți profesioniști și eram destul de mulțumit de ceea ce făceam. Însă mai aveam o pasiune care a început în urmă cu 10 ani, aproximativ 10 ani, și anume fotografia de natură. Atunci am început să merg în paralel pe munte și să fotografiez. Și mi-am dat seama după un timp, că viața mea se transformase într-o suită de călătorii, de drumuri, de cunoaștere de locuri noi și de tot felul de experiențe pe care nu mă gândeam că aș putea să le fac, nu știu, atunci când eram în liceu, să spunem. Când nu aveam o direcție foarte clară, probabil sunteți și voi în momentul ăsta. Și mi-am dat seama de un lucru. Că ceea ce m-a condus în acest punct, pe care îl vedeți în imaginea de aici, sper că toată lumea o vede, a fost curiozitatea. Exact cum spunea și doamna Galea. Curiozitatea m-a împins cumva spre necunoscut. Probabil cum m-a împins și pe primii exploratori ai zonelor albine, din Himalaya. Și curiozitatea mi-a arătat că pot să fac lucruri pe care înainte nu le credeam posibile. Și așa am ajuns la imaginea asta, care e făcută în Islanda și care face parte dintr-un proiect
care a vizat în cojurul Islandei pe biciclete, pe care, după cum vedeți, nu l-am făcut singur, ci împreună cu prietena mea care a fost un partener de nădejde. Am mers timp de 6 săptămâni cu bicicletele, cu tot ce ne trebuia pe ele, inclusiv cort, mâncare și principiu tot ce aveam nevoie ca să supraviețuim în medii destul de aprige. 6 săptămâni, aproape 1400 de kilometri și o grămadă de provocări. Și, practic, toate aventurile despre care citisem în cărțile care ne-au inspirat de-a lungul timpului, le-am pus într-un context personal și am plecat în propria noastră aventură, care până la urmă nu este ceva nou. Nu am trecut prin acele senzații prin care poate trec astronauții sau alpiniștii. Însă am pus acele întâmplări care pe noi ne-au inspirat foarte mult într-un context personal și ne-am creat propria noastră aventură. Și când am ajuns acolo, nu aveam un traseu foarte clar definit, nu știam că o să ne confruntăm cu vânturi foarte puternice, nu știam că în fiordurile de vest din Islanda, spre exemplu, cel mai îndepărtat pe care europei, o să avem de urcat 13 pasuri cu biciclete care cântăresc încărcarea aproape 50 de kilograme și că o să trebuiască să înfruntăm o vreme ploioasă, o vreme destul de potrivnică. Dar cu toate astea ne-am aruncat în experiența asta și a fost aventura vieții noastre. Exact, la anul, adică mai avem plan destul de mare. Și dacă ar fi să vă dau un îndemn, pe lângă acela de a fi curioși, este să încercați să gândiți așa cum gândeau primii exploratori, care aveau curajul să pășească în necunoscut și să vedeți incertitudinea și nesiguranța ca pe ceva firesc în viețile voastre. Și dacă lucrul ăsta o să se întâmple, atunci aveți șanse foarte mari să descoperiți despre voi lucruri pe care probabil acum nu le credeți posibile sau nici nu le imaginați. Și pe de altă parte, s-ar putea să trăiți o viață plină de provocări și distractivă până la urmă. Așa cum sper să fie și filmulețul pe care urmează să-l dau. Să dau un pic pauză sau...
să suntem noi doi. Așa că trebuie să fiți curioși, dar trebuie să îmbrățișați incertitudinea și nesiguranța și să știți că e absolut în regulă să nu știți ce vreți sau să nu fiți puternici în fiecare zi. Trebuie să stați mai puțin în casă, să stați mai mult afară, pentru că afară se petrec o grămadă de lucruri interesante și apoi puteți să cunoașteți oameni foarte interesanți. Trebuie să faceți sport, că e important pentru sănătatea voastră și să vă alimentați corect și să vă aventurați. Toată viața este o aventură. Depinde doar de voi cum luați lucrurile. Dar ideea este că trebuie să încercați. Școala vă învață foarte multe, dar școala nu vă învață foarte multe în același timp. Și trebuie să încercați pe cât posibil și să fiți autodidacți. Să căutați în permanență și cu siguranță o să găsiți ceea ce cred că fiecare va caută pe pământul ăsta.